Foarte mult, Roxana, te așteptăm. Este ziua judecății pentru Laura codruța Chioveși. Procurorul șef al DNA este citat la audieri în fața secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Inspecția judiciară a CSM a depus o sesizare după ce a constatat mai multe abateri disciplinare. O parte dintre neregulile sesizate de inspector fac referire la discuțiile înregistrate în timpul unei ședințe de lucru conduse de Laura codruța Chioveși în iunie 2017. Potrivit raportului inspecției judiciare, șefa DNA a folosit față de colegi un ton superior și agresiv în mai multe rânduri și ar fi încălcat regulamentul de ordine interioară al DNA. Și al adjunctului Chiove și procurorul Marius Iacob este așteptat de asemenea să meargă la audieri în fața...